What the fuck? Vă dați seama că am o poveste pentru voi. Vreau să știu în comentarii cum ați fi reacționat voi dacă erați în locul meu. Era ca orice altă zi normală din viața mea, ajung acasă frumos, bag să mă culc. Pat, nu l-a făcut de vreo două zile. Dau cuvertura la o parte înainte să mă culc și ce găsesc în pat? Un scorpion. Nu mâncați așa. Nu, serios, nu. Scorpion, ai auzit foarte bine. Și uite și poza în cazul în care nu mă crezi. Atât avea coada, frate. Mă jur. Instinctul meu înainte să fac poza a fost să țip ca o fetiță. Oricât de macho par în momentul ăsta, credeți-mă că am țipat ca o fetiță. Cum e mâncația să vii acasă să găsești un scorpion la tine în pat? What the fuck? În ce lume trăiești tu în care lucrul ăsta ar fi ceva absolut normal? Ah, salut, știi? Ce făcut? Ah, păi am dat trei scorpioni jos din patul meu și... Nimic, m-am uitat la meci după am băut o bere cu băieții. Wow, frate, ok, mi se pare normal să găsești la tine acasă un șoricel. Deja am avut, știu cum e, găsești un gândăcel prin bucătărie, ești ok, nu mâncați. Un scorpion, dar norocul meu a fost că m-am uitat la Man vs. Wild, era o emisiune cu Bear Grylls, un supraviețuitor care mereu trăiește prin junglă, se pune în situații absolut extreme și mereu reușește să găsească o soluție, așa că știam exact ce trebuie să fac, să-mi beau urina. A fost o adevărată operațiune să iau scorpion din pat. Ce am făcut? Am luat un pahar, l-am pus peste, am băgat o foaie de dedesubt, am tras foaia, am pus o carte groasă de dedesubt, ca apoi să le iau să duc afară la familia lui să zboare liniștit la stolul de scorpioni sau ce căcatul meu sunt ei. Dar după aceea m-a lovit paranoia. Dacă mai sunt și alții prin preajmă. Frate, n-aveți idee, de fiecare dată, timp de o lună, până acum câteva zile, înainte să ies din casă, mă uit în pantofi să văd dacă găsesc un scorpion, mă uit în periuța de dinți să văd dacă găsesc un scorpion, mă uit prin bluze să văd dacă găsesc un scorpion, paranoia totală. Și asta e o problemă la mine de foarte, foarte mult timp și mereu a fost la fel cu absolut orice. Dacă găsesc, frate, un păianjen în baie și mă duc să-l omor și când dau să-l omor, dispar. Sigur, nu care l-am în capul meu e că poate să fie oriunde să comploteze împotriva mea. Stă fraierul ascuns după colț și când ies din baie, pam, un cap în gură îmi fute. E o statistică, e un căcat de statistică pe internet, nu știu cât de adevărat e, spune că omul pe an înghite în timpul somnului undeva la vreo 7-8 păianjeni. What the fuck? Frate, serios, cine căcatul meu stă să calculeze astfel de statistici și de ce el le mai face și publice în același timp? Eu mă trezesc tot timpul cu gura deschisă și cu 7 bali, bro, cu pe mine. Revenind la scorpion, am fost în pat de câteva zile, asta e sigur, pentru că am fost mușcat de două ori. Odată la degetul mic, mi s-a umflat mâncația și degetul mic era de... trei ori mai mare decât vedeți voi acum. Și sincer, n-am pățit nimic. În mod normal, ci că trebuie să faci febră și să ai amețel și stare de vomă sau catul de genul ăsta. În general, febră, știu că trebuie să ai. Dar n-am avut nimic. Și după ce m-am gândit, având în vedere că am văzut foarte mult Spider-Man la viața mea și știu exact cum funcționează când ești mușcat de un animal, mai ales dacă e radioactiv, nu trebuie să fii radioactiv, nu tot timpul. Ce ar fi dacă într-un univers paralel te-ar mușca scorpionul și l-ar recăpăta puteri umane? B-am spart cu treaba asta, b-am terminat. Cum ar fi mâncați așa ca la un scorpion să-i crească în loc de coadă, să-i crească o... da, un picior, de exemplu. Să-i crească un picior. What the fuck, mâncați așa? What the fuck? Să-i crească două... încă două picioare. Ok, nu mă refer la picioare. Cât de nasol ar fi? Cât de nasol ar fi? Și ar fi... scorpionul om. Ce trist ar fi să-mi bat piciorul. Asta a fost povestea cu scorpionul meu în pat la mine. Și cine spunea că vărzătorii și scorpionul se potrivesc, că da, a avut dreptate. A avut dreptate.